Scenă finală, un drama care a zguduit comunitatea din Palilu la județul Dolj. Cei doi bărbați, victime ale atacului sângeros comis de traficantul de arme, au fost conduși pe ultimul drum. Sute de oameni au participat la funerarii. Localnicii își amintesc cu groază de cele întâmplate. Ei veneau cu tractorul cu lemne și el a tras mașina în mijlocul drumului și i-a zis să tragă mașina. Sărut-o ție! Așa ceva n-am avut. Avem un sătut mic, dar a fost cistit. Uite, acum s-a ales praf de tot. Oamenii ca lumea și intră în banul nevinovați. Eu știu că la război. La război. Război. Nu a tras în el ca în câine. El a fugit pe ulița asta. Se-a scăpit. Să rugă el, iartă-mă. Iartă-mă și lasă-mă să trăiesc ca și un copil de 2 ani de cresc. Oamenii sunt revoltați că asasinul nu a fost niciodată verificat de autorități. E chiar tragedie să întâmple tată și fiu să fie omorâți în felul ăsta. Nu știu cu omul ăsta ce a fost, de fapt e și asta. El a fost și foarte ascuns, nimeni n-a știut, zice că e numai de vreo 5-6 luni. Cea mai mare tragedie care putea fi posibilă în satul Palilula. Drama este urmarea unui scandal între atacator și vecinii lui, tată și fiu. Când spiritele s-au încins, individul înarmat a tras mai multe focuri. Există posibilitatea să fi tras mai mult de 10 focuri de armă. Una dintre victime a fost împușcată de 7 ori. Tatăl acestuia a fost împușcat cu un singur foc și a fost ucis pe loc. Anchetatorii spun că ucigașul a folosit 4 arme și a tras 10 de cartușe în 4 persoane, iar cei doi, tată și fiu, au murit. Anchetatorii au găsit la domiciliul atacatorului un întreg arsenal. Au fost găsite multe componente, arme letale modificate, arme letale nemodificate, inclusiv substanțe și echipamente de turnat, gloanțe și confecționat și casetat cartușe. Majoritatea munițiilor găsite, că am găsit și o cantitate mare de cartușe cu glonț, majoritatea erau disimulate în diverse obiecte, gen bidoane de plastic, într-un hidrofor. Ce ați auzit că au găsit în beci? Un arsenal militar, armament și muniție găsită în borcanele cu murături, cred că e un terorist. Armele, le-ați văzut vreodată? Nu, le-am văzut acum, le văzărăm acum. Câte erau, câte ați văzut? 2-3 pistole. După ce i-a ucis pe cei doi bărbați, criminalul s-a sinucis.